O femeie de 60 de ani din raionul Glodeni a fost violată de către trei tineri. Suspecții au vârste cuprinse între 21 și 24 de ani și lucrau ciobani la stână. Potrivit procurorului care anchetează cazul, indivizii au consumat alcool împreună, apoi au mers acasă la femeie, despre care știau că locuiește singură. În vizită la victimă însă se afla un nepot, care încerca să o apere. Tinerii l-au bătut și i-au furat banii, după care au abuzat-o sexual pe stăpâna casei. Suspecții au fost reținuți a doua zi, după ce femeia a depus o plângere la poliție. Agresorii au fost arestați pentru 30 de zile și au recunoscut vina. Pe marginea acestui caz au fost deschise două dosare penale pentru viol și jaf. Suspecții riscă 12 ani de închisoare fiecare.